Te-ai întrebat vreodată dacă Dumnezeu chiar există? Pentru că sunt oameni în lumea aceasta care ajung la un moment de cotitură în viață, când după ce studiază dovezile zic, măi, eu am fost doar spălat pe creier, de fapt Dumnezeu nu există. Este mai bine să-mi trăiesc viața fără Dumnezeu. Friedrich Nietzsche făcea la un moment dat următoarea afirmație: mesajul creștin este punctul cel mai de jos al progresului uman, deoarece pune preț pe concepte ca moralitate, pocăință și smerenie. Și săptămâna aceasta, un jurnalist foarte cunoscut și respectat de altfel, a scris un articol, este vorba despre domnul Lucian Mândruță, a scris un articol cu titlul De ce nu e nicio sfârială să fii ateu? Dați-mi voie în momentele care urmează să vă citesc acest articol foarte interesant, pentru că această căutare a domnului Mândruță s-ar putea să fie și căutarea ta. De cele mai multe ori, când mă pomenesc într-o dezbatere religie versus ateism, uit să le spun credincioșilor un lucru important și care cred că le-ar face plăcere. Aș vrea să fiu ca ei. Chiar aș vrea. Am 48 de ani, probabil că mă așteaptă încă vreo 10-20, ok, restul de boală, apoi decesul, apoi nimic. Ce bine ar fi să pot crede că viața e doar o fază a unei existențe veșnice în care cineva va avea grijă de sufletul meu. Nici nu vă imaginați cât de tare, și fără nicio ironie, cât de tare aș vrea să schimb scepticismul, rațiunea și mintea care îmi spune că orice aș face, orice ar fi, în maxim 30 de ani, sunt nimic. Absolut nimic. Mă gândesc la asta câteodată de două ori pe zi. Nu e un sentiment plăcut. Față de nimic, chiar și iadul păcătoșilor pare a fi o soluție bună, pentru că, de fapt, și în iad, oricât te-ai chinui, continui să existi. Eu însă nu pot crede în asta, în viața veșnică și în salvare de la moartea trupului. Nu pot, pentru că de mult în copilărie am pus cap la cap argumentele divin versus biologic și rațiunea a tras concluzia care mă urmărește și acum: suntem organisme biologice cu timp limitat de viață și atât. Nu pot să cred altceva, nu pot, și vă rog să mă credeți că mi-aș dori, chiar foarte tare, m-ar scuti nu doar de nopți în care mă trezesc în transpirația cea rece a spaimei de veșnicia neantului, dar poate că mi-ar da și energia necesară să continui să fac lucruri cu sens aici pe pământ. Mă uit în jur, cei mai mulți dintre oamenii fericiți sunt credincioși. Cei mai mulți dintre nevrotici și neadaptați sunt atei. Prietenii mei care cred în divin au o privire mai senină, vacanțe mai vesele. Amin? Amici mai buni în jurul lor. Amin? Cred că sunt și mai bogați. La mine în sat, oamenii cu stare sunt cei mai vizibili religioși. Și văd că le merge bine. Oamenii îi respectă atunci când vorbesc despre asta. Eu trebuie de cele mai multe ori să-mi ascund părerile despre spiritualitate, pentru că sunt puțini care să le accepte. De aceea îi invidiez pe cei cu credință, creștini sau de orice alt cult, pentru că sunt mai bine integrați în comunitățile lor, pentru că viața lor are mai mult sens, pentru că pot crede sincer că își vor petrece veșnicia cu cei dragi. Pentru mine veșnicia este o dramă, pentru că știu sau cred, luați-o cum vreți, că atât eu cât și cei pe care iubesc nu vor mai exista într-o bună zi. Și asta mă topește zilnic de puteri. De asta nici nu mă mai bat prea tare cu credința în ultima vreme, pentru că știu că alternativa la ea, adevărul meu, e mult mai cumplită. O trăiesc în fiecare zi și nu e nicio sfârială. Tocmai de aceea, ca om privat de ea, recomand tuturor cu căldură: religia te face mai fericit. Și chiar dacă la capătul vieții descoperi că dobitocul de ateu a avut dreptate, măcar ai trăit până atunci mai relaxat decât el. Wow! Acest articol a fost scris în această săptămână. Căutările domnului Mândruță sunt căutările multora dintre noi. Respect părerea celor ca și domnul Mândruță și nu cred că sunt dobitoci, ci cred din toată inima că oamenii aceștia au o căutare sinceră în viața lor, la fel ca și noi toți, de altfel. Ce aș vrea să le spun acestor oameni și ce aș vrea să-ți spun ție în dimineața aceasta? Aș vrea să mergem
într-o călătorie. Și aș vrea să vă invit să veniți împreună cu mine într-o călătorie și aș vrea să ne oprim în dimineața aceasta în trei locuri. Prima oprire este în cosmos. Când te uiți la universul pe care Dumnezeu l-a creat, când analizezi, de exemplu, Calea Lactee, sunt miliarde, Calea Lactee este formată din cel puțin 100 de miliarde de stele. Cineva a făcut un calcul și spunea că dacă ai începe să numeri fiecare stea din Calea Lactee, ai avea nevoie de 2500 de ani. Wow! Spor la treabă! De unde a venit universul acesta? De unde provine? Sunt întrebări pe care fiecare dintre noi ni le punem la un moment dat. Bertrand Russell face următoarea afirmație: universul pur și simplu există și atât. Este un filozof și un matematician britanic care se uită la univers și spune: universul pur și simplu există și atât, nimic mai mult. A apărut la întâmplare, a apărut din nimic. M-am auzit o întâmplare despre niște oameni de știință atei care într-o zi s-au întâlnit cu Dumnezeu și oamenii aceștia au spus lui Dumnezeu: Doamne, vrem să-ți spunem ceva. Și noi putem să facem ceva din nimic. Wow, zice Dumnezeu, chiar aș fi curios să văd lucrul acesta. Nici o problemă, au spus ei, vrem să-ți demonstrăm chiar acum. Așa că s-au aplecat jos, au luat o mână de praf și au început să facă ceva din nimic. Care Dumnezeu oprește și spune: băieți, nu vă supărați, vă opresc numai o clipă. Faceți ceva din nimic, dar pentru aceasta folosiți praful vostru. De unde provine praful? De unde provin stelele, galaxiile, metagalaxiile și toate celelalte lucruri? Haideți în dimineața aceasta să ne folosim puțin gândirea sau puțin mai mult și pot să-ți notez câteva lucruri. Unii dintre voi vezi ce, Cristi, eu am o memorie fotografică, baiucă, uneori ți se termină filmul. Cei care n-ați înțeles asta, întrebați-i pe cei care au peste 30 de ani. Însă, acesta este genul de mesaj în care e bine să scrii câteva lucruri ca să poți să-l digeri mai ușor. Pentru că aș vrea să facem câteva afirmații. Prima dintre ele: tot ce există în universul acesta, tot ce începe să existe în universul acesta, necesită o cauză. Este principiul contingenței. Este foarte simplu. Poți să te gândești la ceva în universul acesta care există și care nu are o cauză? Ceva nu poate să provină din nimic. Să spui că ceva poate să provină din nimic este mai rău decât magia. Și magicienii, nu, când încearcă să scoată un iepure dintr-o căciulă, măcar ai acolo magicianul, să nu mai vorbim de căciulă. Este absurd să faci o afirmație de genul acesta și să spui că nimic sau ceva poate să provină din nimic sau nimicul poate să genereze ceva. Niciunul dintre voi în dimineața aceasta nu stați aici îngrijorați: măi, poate la mine acasă, în timp ce Cristi predică, o să apară ceva din nimic. De exemplu, un cal care o să înceapă să mănânce canapeaua pe care am dat mulți bani până când ajung acasă. Nu te îngrijorează lucruri de genul acesta, nu? Pentru că logica îți spune că ceva nu poate să provină din nimic. Și atunci mergi un pic mai departe și dacă ceva poate să provină din nimic, atunci nu putem explica de ce nu și alte lucruri pot să provină din nimic. Dacă ceva ar putea să provină din nimic, de ce nu și alte lucruri ar putea să provină din nimic? Cum ar fi, de exemplu, un BMW X6. Un pahar de cola, un Big Mac. De ce nu pot aceste lucruri să provină din nimic? Nu putem să discriminăm nimicul și să spunem că doar universul a putut să provină din nimic, fără ca alte lucruri să nu poată proveni din nimic. Dragii mei, noi trăim într-un univers al constantelor. Universul în care trăim nu este un univers al haosului,
Și haosul nu poate să producă o complexitate atât de mare cum este universul nostru în care trăim. Cineva dădea următorul exemplu. Te duci într-un parc auto și ai impresia că ai ajuns în mijlocul haosului. Bine, în ultimul timp s-au mai aranjat și astea și s-au mai grupat. Dar te duci și încerci să cauți o piesă mică și cineva se duce în mijlocul haosului și ți-o scoate de acolo. Este incredibil. Dar te duci acolo și vezi mașini dezmembrate, roți, motoare, oglinzi, parprize, uși, toate celelalte puse acolo într-un aparent haos. Și imaginați-vă acum că vine uraganul Katrina, trece peste parcul acesta. Întrebare, care sunt șansele ca în urma acestui haos, care este uraganul, parcul auto, să rămână într-o perfectă stare, cu mașinile toate să fie reparate, piesele să fie toate puse la loc, toate să fie incredibil de bine așezate? Care sunt șansele? Și atunci, de ce ai crede că haosul a generat universul în care trăim? Deci, tot ce începe să existe necesită o cauză. Suntem de acord cu lucrul acesta, nu? Dar universul are un început. Este a doua premisă la care vreau să ne uităm. Universul are un început. Mult timp, oamenii de știință, atei, au crezut că universul este etern, că universul a fost aici dintotdeauna. Însă, în ultimii 100 de ani, oamenii au descoperit că universul are un început. Oamenii de știință atei au trebuit să se confrunte ei înșiși cu acest adevăr. De unde știm că universul are un început? Pentru că resursele din universul acesta sunt limitate. Principiul 2 al termodinamicii, legea entropiei, ne arată că universul își epuizează resursele de energie consumabile. Asta înseamnă că ceva care se epuizează are un început, nu poate să fie infinit, nu poate să fie veșnic. De asemenea, în anul 1929, Edwin Hubble a făcut o descoperire incredibilă. Pentru prima dată, Hubble a descoperit că universul nostru este într-o continuă mișcare și nu doar că este în mișcare, dar universul crește, se expandează. Asta ce înseamnă? Că dacă faci rewind, universul a pornit dintr-un punct care acum crește. Este ca și un balon pe care îl umpli și crește câte un pic în fiecare zi. Dar asta n-ar trebui să ne mire, pentru că dacă ne întoarcem acum la Biblie, în Iov, capitolul 9, cu versetul 8, cuvântul lui Dumnezeu afirmă că numai El întinde cerurile și umblă pe înălțimile mării. De asemenea, Isaia 40:22 spune că El șade deasupra cercului pământului și locuitorii Lui sunt ca niște lăcuste înaintea Lui. El întinde cerurile ca o mahramă subțire și le lățește ca un cort. Întinde și lățește. Hubble a descoperit asta în 1929. Biblia spune asta cu mii de ani în urmă, că Dumnezeu întinde și lățește. Universul acesta crește. Ce înseamnă lucrul acesta? Că universul are un început. Trei oameni de știință în anul 2003, Arvin Bord, Alan Gutt și Alexander Vilenkin, au făcut ultima descoperire în sensul acesta. Și să ascultați ce spune Vilenkin. Se spune că un argument, zice, este ceea ce convinge oamenii rezonabili și o dovadă este necesară pentru a convinge chiar și un om sceptic. Având acum această dovadă, ateii nu se mai pot ascunde în spatele posibilității existenței unui univers etern în trecut. Și Vilenkin este un om de știință ateu. Nu există nicio scăpare, zice Vilenkin. Ei trebuie să se confrunte cu problema unui început cosmic. Pentru că tot ce începe să existe are o cauză. Universul a început să existe. Logic este să afirmăm acum că universul necesită ce? O cauză. Care este cauza aceasta? Quentin Smith, un ateist filozof de la Western Michigan, Universitatea din Western Michigan, face următoarea afirmație. Cea mai rațională poziție, zice el, este să
să afirmăm că universul provine din nimic, prin nimic și pentru nimic, slăvit să fie cine? Nimicul, slăvit să fie nimicul. Wow! Foarte tare! Universul provine din nimic, prin nimic și pentru nimic. Ascultați-mă, să crezi asta, ai nevoie de mai multă credință decât să crezi într-un creator. Am dreptate sau n-am dreptate? Am dreptate, mulțumesc. Pentru că Daniel Dennett spune că universul are o cauză, dar cauza universului este universul însuși. Foarte tare! Geneza, ăsta e Geneza 2:2 din Biblia ateilor, cred că. Foarte logic, cauza universului este universul însuși. Dacă tot ce începe să existe are o cauză, și dacă universul a început să existe și universul are o cauză, universul acesta incredibil de mare, cum ar trebui să fie acea cauză a universului? Hai să gândim puțin logic. Ar trebui să fie în primul rând transcendentă în spațiu, să fie în afara spațiului, transcendentă în timp. Ar trebui să fie neschimbătoare, atotputernică, ar trebui să fie imaterială, ar trebui să fie o cauză personală. Vă puteți gândi la o astfel de ființă în universul acesta? De asta ar fi nevoie pentru ca universul să vină în ființă? Are logică să crezi că universul provine dintr-un Dumnezeu? Sau că acesta provine din nimic? Și atunci se pune o întrebare. Cine l-a creat pe Dumnezeu? Wow! Când oamenii pun această întrebare, se face liniște. Și oamenii sunt mândri de ei. Măi, în sfârșit am reușit și eu să pun o întrebare bună. Însă când oamenii pun această întrebare, oamenii comit ceea ce noi numim o eroare categorială. Ce înseamnă eroare categorială? Eroare categorială înseamnă să pui o întrebare de genul: ce gust are culoarea verde? Gust unguresc. Hai să-l aplaudăm pe, nu știu cine a fost, Vlad, prietenul meu Vlad. Bun, nu mă ajută foarte mult. Să schimbăm culoarea, nu întrebarea. Ce gust are culoarea mov? Și vă rog, nu mai răspundeți. Tăceți. Ce gust are culoarea mov? Gustul și culoarea sunt două categorii diferite. Nu are sens să pui o astfel de întrebare. Sau ai putea să întrebi câte kilograme are o notă muzicală. Kilogramele și nota muzicală sunt două categorii diferite. Nu are sens să pui o asemenea întrebare. Are sens să întrebi cine a făcut difuzoarele, cine a creat clădirea aceasta, cine a creat mocheta. Pentru că acestea sunt categorii care pot fi create. Însă, premisa numărul 1 de la care noi am plecat este că tot ceea ce începe să existe are o cauză. Însă Dumnezeu nu are cum să înceapă să existe, pentru că Dumnezeu este etern, este veșnic, este o categorie diferită. Nu ai cum să pui o astfel de întrebare, nu este logic, este o eroare categorială. Când te mai întreabă cineva cine l-a creat pe Dumnezeu, poți să te uiți la el frumos să-i spui: ai comis o eroare categorială. Pentru că cine l-a creat pe Dumnezeu? Dacă Dumnezeu este veșnic, răspunsul este nimeni. Nu l-a creat pe Dumnezeu. Este fără început. Și în punctul acesta, aș vrea să ne oprim puțin. Pentru că aici intervine
ceea ce noi numim factorul credință. Unii vă zice, Cristi, eu nu sunt mulțumit cu răspunsul la întrebarea aceasta. Asta nu doar dă naștere la mai multe întrebări. Auziți, mesajele acestea ar trebui să dea naștere la mai multe întrebări, la care trebuie să-ți găsești răspuns. Pentru că eu nu pot să vin aici și să intru în amănunt în absolut fiecare subiect, în astrofizică, în biologie, în astronomie și toate celelalte lucruri. Noi doar zgâriem puțin suprafața în dimineața aceasta, dar când ai de-a face, când stai în fața unei cauze care este eterne, transcendente în spațiu, transcendente în timp, atotputernice, aici intervine factorul credință. Și eu vă spun ceva în dimineața aceasta, eu nu știu că Dumnezeu există. Eu cred că Dumnezeu există. Eu nu pot să vin și să vă aduc dovezi ale existenței lui Dumnezeu, ci doar putem să mergem prin universul acesta și să găsim ceea ce Biblia numește indicii ale existenței lui Dumnezeu. Dumnezeu a lăsat amprente în universul acesta care ne vorbesc despre existența lui, și în dimineața aceasta noi ne uităm la revelația generală a lui Dumnezeu. De aceea, dar Dumnezeu ne cheamă să ne trăim viața bazați nu prin vedere, că dacă ai ști că Dumnezeu există, înseamnă că l-ai văzut față în față, cum l-a văzut Moise pe muntele Sinai, dar în dimineața aceasta îți spun că noi nu ne bazăm credința pe vedere, ci credința este substanța lucrurilor nevăzute, spune Evrei. Eu cred că Dumnezeu există, cred în Dumnezeu ca Tată, cred în Iisus Hristos ca Fiu, cred că există o înviere, cred că Iisus va reveni exact așa cum am cântat. Univers provine din două cuvinte, unii și vers, care înseamnă un singur vers. Care este versul acela? La început Dumnezeu a creat cerurile și pământul, amin? Amin. Haideți să mergem acum într-un alt loc. Am fost în cosmos, mergem puțin în laborator, pentru că e interesant. Să încercăm să găsim indicii ale existenței lui Dumnezeu în laborator. Richard Dawkins, marele părintele ateismului modern, am putea să îl numim. O să ne mai întâlnim cu el în dimineața aceasta. Face următoarea afirmație. Biologia este studiul lucrurilor complicate care arată ca și cum ar fi fost planificate cu un scop. Very deep. Dawkins, în calitatea lui de ateu, a făcut o campanie de promovare a ateismului în Londra, în urmă nu cu foarte mulți ani, a plătit o firmă de publicitate să pună pe autobusele astea cu etaj din Londra, "There is probably no God." Acum nu există Dumnezeu, nu te mai îngrijora, ci bucură-te de viață. Aceasta este filozofia lui de viață. Nu există Dumnezeu, nu te îngrijora, bucură-te de viață, trezește-te din când în când în transpirația rece a nopții și îngrijorează-te numai de două ori pe zi, vorba lui Mândruță, dar în rest bucură-te de viață. Haideți să mergem puțin în laborator și aici aș vrea să ne uităm puțin la ADN-ul uman. Pentru că în anul 1953, și foarte interesant, poate că sunt unele lucruri puțin mai tehnice, dar ceea ce urmează e incredibil de interesant. Haideți împreună cu mine să studiem asta, o să vedeți. În 1953, Watson și Crick au descoperit că ADN-ul uman înregistrează informație și că fundamentele vieții nu sunt doar procese fizice și chimice, ci sunt informații înregistrate în ADN. Corpul uman conține aproximativ 100 de trilioane de celule. Corpul tău uman conține aproximativ 100 de trilioane de celule. Fiecare celulă umană conține ADN. Dacă ar fi să extragem ADN-ul din fiecare celulă umană, desfășurat, ADN-ul din fiecare celulă ar măsura aproape 3 metri. Este incredibil. Asta ar însemna că dacă am putea descâlci ADN-ul și desfășura ADN-ul din toate celulele corpului uman și le-am pune cap la cap, distanța ar fi de câteva miliarde de kilometri. Cineva ar calcula că ADN-ul din corpul uman ar putea să meargă de la pământ până la soare, dus întors de 70 de ori. Wow! Și Richard Dawkins susține că ADN-ul înregistrează informație. Cât de multă informație? 8 miliarde de litere.
500 de milioane de cuvinte sau echivalentul a 8.000 de cărți. Atenție, acesta este ADN-ul dintr-o singură celulă umană. La câți dintre voi, altfel spus, ADN-ul dintr-o singură celulă înregistrează echivalentul a 500.000 de DVD-uri? La câți dintre voi v-ar plăcea să aveți un memory stick care să conțină jumate de milion de filme? Unii tot v-ați plictisit și cu ăla. Bill Gates spune că ADN-ul este ca și o aplicație, dar mult mai avansată decât orice alt software din lumea aceasta. De fapt, oamenii de știință studiază ADN-ul uman ca să încerce să construiască tehnologie tot mai performantă. Dar studiază nu doar ADN-ul uman, studiază creierul uman. Haideți aici în laborator să ne uităm puțin la creierul uman, care are în medie 100 de miliarde de neuroni sau celule nervoase. Ok? Creierul tău conține în medie 100 de miliarde de celule nervoase. Fiecare neuron este interconectat cu cel puțin încă 10.000 de alți neuroni. Pentru o comunicare mai bună, pentru ca viața ta să fie trăită în armonie, pentru ca să poți să faci gesturi, să poți să-ți miști mâinile, să poți să bei apă, să poți să mănânci. Creierul transmite informație. Fiecare neuron transmite 1.000 de trilioane de conexiuni sinaptice către ceilalți neuroni și fiecare neuron transmite între 5 și 50 de impulsuri pe secundă. Wow! Oamenii de știință studiază creierul uman ca să învețe cum să construiască roboți performanți. Cu toate acestea, nu există nici un robot în lumea aceasta construit care să poată să gândească mai bine decât mintea umană. Dar nu doar atât, oamenii de știință studiază natura, studiază albina care zboară, poate să zboare kilometri întregi să găsească o floare, după aceea se întoarce din nou la stup și dă informații și coordonate exacte despre floarea pe care a găsit-o celorlalte surori pentru ca și ele să meargă să găsească aceeași floare. Și oamenii de știință au studiat albina ca să poată să creeze GPS-ul. Nu doar atât, dar oamenii au studiat muștele. Pentru că oamenii de știință au ajuns la concluzia că musca este cel mai performant aparat de zbor care există în lumea aceasta. Și noi toți cunoaștem lucrul acesta. Câți dintre voi ați încercat să prindeți vreodată vreo muscă? Și este aproape imposibil. Oare de ce? Nu te întreba niciodată, mă, ce ochi are musca asta, mă? De când te apropii, pac, o zburat! Știți câți ochi are o muscă? Între 3.000 și 6.000 de ochi. Wow! Virajele, și de asta te vede când te apropii de ea. Da. Virajele pe care poate să le ia o muscă și viteza cu care poate să zboare este incredibilă. Și oamenii de știință au studiat musca pentru ca să creeze mai apoi elicopterele de luptă Apache. Și acum întrebarea mea este, de ce oamenii de știință se uită înspre trecut ca să creeze viitorul? Asta înseamnă că nu vorbim despre evoluție, ci vorbim despre o inteligență incredibilă când aceste lucruri au fost create. ADN-ul uman cere o minte incredibil de inteligentă. Natura, creierul. Și sunt doar câteva exemple, pentru că am putea să stăm ore întregi și să studiem lucruri incredibile din natură pe care Dumnezeu le-a creat. Care este cea mai bună explicație pentru toate aceste lucruri? Este întrebarea. Care e cea mai bună explicație? Haosul.
Haosul a produs toate aceste lucruri, haosul a produs ADN-ul uman. Stephen Meyer a scris o carte care se numește Semnătura din celula umană și spunea Stephen Meyer, de fiecare dată când avem de-a face cu o informație și încercăm să identificăm sursa, găsim că acea informație originează dintr-o inteligență. Când citești o carte, te aștepți ca acea carte să aibă un autor. Când te uiți la o pictură, te aștepți ca acea pictură să aibă ce? Un autor. Dar când te uiți la ADN-ul, când oamenii se uită la ADN-ul uman sau la creier sau la natură, oamenii spun haosul. Asta a creat-o haosul. Și Richard Dawkins, prietenul nostru ateist, a încercat să demonstreze că de fapt putem să obținem informație fără inteligență. Și Richard Dawkins a inventat teoria maimuței infinite. Pot să vă spun teoria maimuței infinite? E foarte interesantă. Richard Dawkins susține că dacă iei suficient de multe maimuțe și le pui singure într-o cușcă mare și pui acolo suficient de multe calculatoare și mașini de scris, în cele din urmă, după ani și ani, maimuțele vor reuși, tastând la aceste calculatoare, vor reuși să reproducă integral toată opera lui Shakespeare. Așa că un profesor din America, în urmă cu 10 ani, a încercat să demonstreze teoria maimuței infinite. Și a luat câteva maimuțe, le-a pus într-o încăpere, a pus calculatoare și a așteptat să vadă ce se întâmplă. Cred că prima maimuță s-a suit un... Astea sunt bibliotecă, asta era undeva într-o cușcă. Prima maimuță s-a suit pe o creangă, a luat o piatră și a lovit cu ea direct în monitor. A doua maimuță s-a suit pe o creangă și a făcut pișu pe calculator. Asta a fost începutul scrierilor operei lui Shakespeare de către maimuțe. Astea sunt informații care puteți să le căutați voi singuri pe Google și să vă convingeți că aceste experimente sunt adevărate. După câteva săptămâni însă, atenție, maimuțele au reușit să scrie între 6 și 7 pagini. Oamenii au luat aceste pagini și le-au studiat cu atenție să vadă ce informație putem să obținem fără inteligență. Și în aceste 6-7 pagini se regăseau litere ca și A, M, F și altele, dar nici un cuvânt. Însă aceste lucrări scrise de maimuțe au fost publicate într-un volum care se numește Notes Towards the Complete Works of Shakespeare și pot fi cumpărate de pe Amazon. Nu glumesc! Pentru că oamenii au încercat să dovedească că putem să obținem informație fără inteligență. Hitler, în timpul cel de-al doilea război mondial, a încercat să își dreseze câinele. Hitler a fost un mare iubitor de câini. Iubea câinii mai mult decât pe oameni, evident. Și a încercat. A spus Hitler, singura problemă cu câinele meu este că nu vorbește. Și singurul lucru care ar trebui să-l mai fac este să îmi învăț câinele să vorbească. Așa că a adunat oameni de știință și a înființat o școală de dresat, dar nu doar de dresat câini, ca să învețe pe câini să vorbească. Și unul dintre ofițerii naziști susține că după ani și ani de training, unul dintre câini ar fi spus la un moment dat Mein Führer. Însă, experimentul a rămas acolo. Scopul lui Hitler a fost să dreseze o armată de câini care să poată să vorbească, să meargă cu ei la luptă. Dar când te uiți la toate aceste evidențe, te întreb în dimineața aceasta, care este concluzia logică atunci când studiezi trupul uman, când studiezi complexitatea naturii, când studiezi biologia, care este concluzia logică la care ajungi? Că ADN-ul din corpul uman nu este altceva decât produsul unui design inteligent, a unei minți inteligente. Dacă te duci, de exemplu, pe malul mării, nu? Și
Vezi scris în nisip că el este Ion. Și Ion o iubește pe Maria, fiica Ion. Glumesc. Te duci pe malul mării și vezi scris în nisip Ion plus Maria egal love. Care este primul gând care îți vine în minte? Măi, uite ce reușește să facă fluxul și refluxul mării. Uite ce au reușit să facă valurile mării. Asta e primul gând care îți vine în minte? Asta este concluzia logică la care ajungi. Concluzia logică este că undeva există un Ionie care chiar o iubește pe Mărie. Nu? Ionie când s-a dus pe malul mării, a zis, Mărie, eu te iubesc, mi-ești tare dragă. Și că s-a plecat jos în nisip și a scris Ion plus Maria egal love. Zice Ioane că probabil era din Ardeal. Însă, ADN-ul uman stochează informație. Mai mult decât atât, informația provine dintr-o sursă inteligentă. Informația în general provine dintr-o sursă inteligentă. Concluzia logică este că ADN-ul uman presupune o sursă inteligentă, un design inteligent, o minte inteligentă. Amin. Ce trebuie credință mai mare să crezi asta sau să crezi că a fost doar un haos, că provine din el însuși, că universul a fost creat din nimic, prin nimic și pentru nimic. Wow. Și ultimul loc în care aș vrea să ne oprim. Vreți să mai mergem încă într-un loc? Nu vreți. Dar eu vreau. Este în biserică. Bine ați venit la Speranța în dimineața aceasta. Pentru că vreau să mai pun încă o întrebare referitor la existența lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu există, eu cred că nici valorile morale nu există. Pentru că dacă Dumnezeu nu există, cine ești tu să-mi spui mie ce să fac? Dacă Dumnezeu nu există, de ce venim la biserică? Păi, măcar ne facem mai buni. Dar cine definește pe bunul? Cine definește binele? Care dintre noi avem suficientă autoritate să spunem ce este bine și ce este rău? Pentru că dacă Dumnezeu nu există, valorile morale absolute nu au cum să existe și am fi doar o rasă de oameni care am încercat să supraviețuim pentru existență, să ne luptăm unii cu alții. Bertrand Russell a fost întrebat odată, fără Dumnezeu, cum poți să faci diferența între bine și rău? Și răspunsul lui Russell a fost că fără Dumnezeu facem diferența între bine și rău, la fel cum facem diferența între roșu și mov, ca să nu mai folosim verde. Interlocutorul său însă i-a spus, ok, roșul și mov le deosebești pentru că le vezi. Cum faci diferență între bine și rău? Răspunsul lui Russell a fost bazat pe sentimente. Ok, domnule Russell, dar în anumite culturi oamenii își iubesc vecinii, în alte culturi oamenii își mănâncă vecinii, bazați pe sentimente în ambele culturi. Și Bernard Russell este cel care recunoaște și care afirmă, zice, nu știu ce să fac cu acest subiect al moralității. Mă bântuie. Nu pot să accept că valorile morale sunt doar o chestiune de preferință personale și nu cunosc soluția. Pentru că ateismul are o mare problemă cu moralitatea. Nu doar Russell, dar Richard Dawkins susține următorul lucru incredibil. Trebuie, zice Dawkins, să negăm realitatea răului. Răul nu există. Ateii au mers până acolo încât neagă realitatea răului. Dar acel copil găsit în urmă cu mai multe săptămâni înnecat din Siria, înnecat pe malul mării de 2 ani,
când a încercat să fugă cu părinții lui și n-a supraviețuit, pentru că s-a răsturnat barca și a murit. Răul nu există. Copiii de 18 luni, abuzați sexual de către tați monștri. Răul nu există, domnule Dawkins. Chiar nu există rău în universul acesta. Hitler, în aceeași ton, spune: am eliberat Germania de zmintelile stupide și degradante numite conștiință și moralitate. Vom educa tineri în fața cărora lumea va tremura. Îmi doresc tineri capabili de violență, impetuoși, neînduplecați, fără milă. Este atât de ușor să vii și să spui că Dumnezeu nu există, dar atunci cum poți să mai faci declarații absolute despre ceea ce este bine și ceea ce este rău? Pentru că binele în universul acesta îl avem datorită lui Dumnezeu. Dumnezeu, repet, natura lui Dumnezeu definește binele. Ca să știi ce este absolut, trebuie să ai un punct de referință. Punctul nostru de referință în univers este natura lui Dumnezeu. Noi suntem buni pentru că Dumnezeu este bun, nu pentru că Dumnezeu spune să fim buni. Și pentru că Dumnezeu este bun și noi încercăm să fim o copie fidelă a caracterului lui Dumnezeu. Dar dacă aia se prăbușește, dacă natura lui Dumnezeu cade pentru că Dumnezeu nu există, în ce te mai ancorezi? În valori subiective, veți zice. Ok, hai să luăm un exemplu de valori subiective. La câți dintre voi vă place înghețata? Vă rog să ridicați mâna sus. Hai să vorbim un pic. Ok, ceilalți sunteți niște păcătoși toți. Dintre cei care vă place înghețata, hai să continuăm să vorbim. Care este cea mai bună aromă de înghețată care există? Oh, pe rând. Nu cei de la primul program, ceilalți. Care e cea mai bună aromă de înghețată? Fistic, alții? Caramel, alții? Așa. Vreau, de dragul, să economisim un pic de timp, că imediat trebuie să încheiem. Vreau să vă spun eu care e cea mai bună aromă de înghețată și fiți atenți. Da? Fiți foarte atenți. Toată predica asta nu a fost așa liniște aici. Cea mai bună aromă de înghețată este caramel sărat. Amin? Amin. Deci, Cristi, asta este o chestie de subiectivă. Da, este o chestie subiectivă. Pentru că o valoare subiectivă are de a face, în primul rând, cu subiectul. De aia se spune subiectivă. Pentru că mie îmi place caramel sărat. Valorile morale subiective sunt păreri, sunt doar opinii, like-uri, dislike-uri. Dacă ateismul este adevărat, înseamnă că nu avem nici un punct de referință însă în universul acesta pentru valori morale absolute. Suntem ca și niște animale. Și asta susține teoria ateistă. Suntem doar niște animale evoluate în universul acesta. Ești doar o bucată de carne care vede, care mănâncă, care se duce la lucru, dar într-o zi o să mori, o să fii pus într-un mormânt și acolo se va termina absolut totul. Chiar doar asta suntem, ca și animalele. Pentru că în lumea animalelor nu există legi morale. Când o pisică prinde un șoarece, nimeni nu o pune la pușcărie. Deși ar trebui. Nu. Șoarecii nu protestează, n-au tribunal să meargă să facă scandal. Și atunci... atunci, în ceea ce privește valorile morale și valorile morale absolute și subiective, cine le definește dacă Dumnezeu nu există? Cum ne raportăm la ele? Pentru că cineva spunea că lumea are cancer și cancerul e omul. Unul dintre foștii președinți ai Statelor Unite a afirmat nu de mult că ar trebui să fim doar 1 miliard de oameni în lumea aceasta. Așa că putem să băgăm chimicale în mâncare, să scăpăm de oameni și să fim câți avem noi chef să fim. Într-o lume fără Dumnezeu,
O lume fără Dumnezeu este o lume fără moralitate. Și într-o lume fără Dumnezeu, oamenii vor justifica crime ca și holocaustul. Holocaustul s-a întâmplat în cea mai educată națiune din vremea ei. De ce? Pentru că oamenii au fost răi. Doar pentru atâta, cineva, un supraviețuitor al Holocaustului pe nume Viktor Frankl spunea următorul lucru: camerele de gazare de la Auschwitz au fost consecința ultima teoriei potrivit căreia omul nu este nimic mai mult decât produsul eredității și al mediului. Sunt absolut convins, și ascultă cu atenție, deci, sunt absolut convins că aceste camere de gazare de la Auschwitz au fost proiectate nu într-un minister sau altul al guvernului de la Berlin, ci mai degrabă la catedrele și în amfiteatrele unde conferențiau filozofii și oamenii de știință nihiliști. Și eu cred că lucrul acesta este adevărat. Și într-o lume fără Dumnezeu se întâmplă Holocaustul. Dar într-o lume fără Dumnezeu se întâmplă avortul. Și cine ești tu mie? Și cine ești tu să-mi spui mie, ca și femeie, că nu pot să fac ce vreau cu trupul meu? Cine? Cine te crezi? Adică n-am eu libertatea ca și femeie să decid dacă vreau să păstrez copilul acesta sau nu? Un prieten mi-a povestit când s-a dus prima dată la control, la ginecolog, la o doamnă, și a ascultat cum, pentru prima dată la câteva luni, a ascultat cum bate inima copilului și zice: am auzit inima copilului cum bate. Nu, 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 zice doamna. Ăsta nu-i copil, este doar un făt. Într-o lume fără Dumnezeu, știți ce se încearcă să se facă acum? Să se legifereze avortul la 9 luni de zile. În luna a 9-a să poți să faci avort dacă ai chef. Într-o lume fără Dumnezeu se lucrează la un proiect de lege prin care părinții să aibă dreptul să-și eutanasieze copilul născut până în 29 de zile dacă nu se poate obișnui cu el. Este o lume care Dumnezeu nu există. Dacă nu există Dumnezeu, nu există nici valori absolute. Într-o lume fără Dumnezeu, homosexualitatea, nicio problemă. Cine ești tu să-mi spui mie că, de fapt, căsătoria, conceptul de căsătorie, dacă există, este într-un bărbat, între un bărbat și o femeie. Dacă Ion îl iubește pe, nu pe Maria, ci pe, pe Vasile, foarte bine, nicio problemă. Cine ești tu să-mi spui mie cum să-mi trăiesc viața, cu cine să mă căsătoresc sau nu? Într-o lume fără Dumnezeu există zoofilie, care din nou sunt țări în care se încearcă legiferarea zoofiliei, căsătorie între oameni și animale. Și sunt exemple clare, oameni care s-au dus la tribunal și au spus: eu vreau să mă căsătoresc cu pisica mea sau cu cățelul meu. Zâmbim, dar aceasta este o lume fără Dumnezeu care vine și înspre noi. Într-o lume fără Dumnezeu există Barnevernet, protecția copilului din Norvegia. Oameni care n-au niciun sentiment, oameni care n-au niciun fel de mustrare conștiință, care se duc și iau copiii altora, cum iau alți copii de la țară, pui de pisică, de la pisică, de la mamă, îi pune într-un sac și se duce și aruncă într-un râu. Și tu să zici: wow, dar nu e posibil așa ceva. E posibil, de ce? Pentru că oamenii nu mai au conștiință. Pentru că oamenii nu mai au valori morale absolute, oamenii aceia nu cred că au greșit cu absolut nimic. Noi trăim, poate încă mai trăim într-o cultură în care credem că este greșit să se întâmple așa ceva. Însă, dragii mei, binele și răul există, așadar Dumnezeu există. Amin. Pentru că răul, chiar dacă nu vezi mult bine, răul este peste tot în universul acesta, se întâmplă. Și dacă există rău, o să vedem săptămâna viitoare, trebuie, asta presupune automat că există și bine. Și dacă există bine, binele este o dovadă existenței lui Dumnezeu, a caracterului lui, a naturii lui Dumnezeu. Cele 10 porunci au fost ideea lui Dumnezeu. Natura lui Dumnezeu, dragoste, bunătate, pace, roada Duhului care Dumnezeu ne-a lăsat-o, vin direct din caracterul lui Dumnezeu.
Observați pe unde am călătorit, ne-am dus în cosmos, ne-am dus în laborator, am mers la biserică și toate aceste lucruri, apropo de biserică, ateii în California încearcă acum să înființeze biserica ateilor. Este o religie care se cheamă ateism 2.0, în care oamenii se strâng într-un context ca și acesta și încearcă să își vorbească despre câteva lucruri morale care se întâmplă. Sau pe care ar trebui să le facă. Dar cine le definește pe acestea? Știți ce cred eu? Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul. Eu când mă uit la cosmos, când mă uit la laborator, când mă duc în biserică, când mă uit la răul care se întâmplă în lume, singurul lucru care pot să-l mai spun la final este: Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul. Slava Ta se înalță mai presus de ceruri. Din gura copiilor și a celor ce sug la piept, ți-ai scos o întăritură de apărare împotriva potrivnicilor tăi, ca să astupi gura vrăjmașului și a oamenilor cu dor de răzbunare. Când privesc cerurile, cosmosul, lucrarea mâinilor Tale, asta este cosmosul. Lucrarea mâinilor Tale nu este un accident. Luna și stelele. Am aici un prieten pe care îl cheamă Gelu, care ar putea să vină și să ne vorbească până de seară despre lună și stele. Și să ne dovedească existența lui Dumnezeu doar studiind stelele și luna. Îmi zic, ce este omul ca să te gândești la el? Ce este omul? Nietzsche. Știți ce spune Nietzsche? Că mesajul creștin este punctul cel mai de jos al progresului uman, deoarece pune preț pe concepte ca moralitate, pocăință și smerenie. Dar Nietzsche, la finalul vieții lui, era un om gârbov, bolnav, într-o cameră întunecoasă, îmbrăcat cu paltoane, cu două perechi de ochelari, pentru că era aproape orb. Stătea într-o cameră mică, undeva într-un colț, era un cufăr cu niște haine vechi, un costum și două, trei cămăși, o sobă care fumega mai mult decât dădea căldură, cameră întunecată. Și acolo, în întunericul acela, mai așternea câteva gânduri de-a lui pe hârtie despre non-existența lui Dumnezeu. A sfârșit într-un ospiciu de nebuni. Ultimii ani din viața lui, a murit la 44 de ani bolnav de sifilis. Pentru că la vârsta tinereții, când s-a dus la școală și a ajuns în orașul în care trebuia să studieze, a rugat pe cineva să-l ducă la un hotel. Din greșeală l-au dus la un bordel. A intrat înăuntru și acolo erau femeile nopții, dezbrăcate, și bărbați jegoși. Era iad. A mers și a început să cânte câteva acorduri la pian. A ieșit afară după câteva minute și a făcut următoarea afirmație: singurul obiect din acea încăpere care mai avea suflet cât de cât era pianul. Dar se pare că a căzut în această ispită și după puțin timp s-a reîntors din nou în bordelul din care a plecat. Nici recunoaște că în acea perioadă din viața lui, în acei 3 ani petrecuți acolo, a contactat sifilis. Viața lui a luat o turnură tragică și a ajuns robul propriei filozofii și a ajuns să-și dorească lucrul pe care îl disprețuia cel mai mult până atunci. Dar existența lui Dumnezeu, faptul că Dumnezeu există, îți oferă demnitate în lumea aceasta. Nu trebuie să te trezești în sudorile rece ale nopții și să te întreb: oare ce se va întâmpla cu mine? Oare ce se va întâmpla cu copiii mei? Ce se va întâmpla cu familia mea? Cosmosul vorbește despre Dumnezeu, laboratorul vorbește despre Dumnezeu, biologia, astrofizica, astronomia, toate celelalte științe dovedesc, dovezile care există astăzi sunt mult mai multe în favoarea existenței lui Dumnezeu decât în favoarea haosului. Big Bang-ul însuși este o teorie care dovedește mai mult când o studiezi cu atenție de existența lui Dumnezeu.
Și ce înseamnă asta? Că omul are demnitate în lumea aceasta. Nu ești produsul haosului, nu ești un accident cosmic. Nu te-ai născut doar ca să supraviețuiești, nu te-ai născut în lumea aceasta doar ca să fii mai tare decât cel de lângă tine și să încerci să-l domini. Cristian, tu nu mă cunoști. Tu nu știi că viața mea este un haos total și eu cred că sunt un produs al haosului. Viața mea este o viață ratată. Mi-am ratat, Cristi, viața. Nu-i băi, Dumnezeu care există ți-o poate reface înapoi la loc. Cum? Mai permite-mi încă o ilustrație și închei după aia, promit. Am aici o bagnotă de 50 de lei. Nouă. Reală. Foarte reală. Este nouă-nouță. Cât valorează? 50 de lei. Vreau să fac ceva cu bagnota aceasta. Vreau să o mototolesc. Cât pot de tare. Mai tare. Am aici o bagnotă șifonată. Cât valorează? Tot 50 de lei. Pot să mai fac ceva cu ea? Hai să o murdărim un pic. Credeți-mă, este și murdară. Știu cum e mocheta. Am aici o bagnotă șifonată și murdară. Cât valorează? Nu și-a pierdut valoarea, nu? Tu ești aici în dimineața aceasta și poate așa este viața ta, șifonată și murdară. Iar Dumnezeul care a creat lumea aceasta este Dumnezeul care a pus valoare în tine și tu nu ți-ai pierdut valoarea în ochii lui Dumnezeu. Tu încă ai valoare. Dumnezeu te iubește și vrea să intre într-o relație cu tine. Și dacă tu crezi că există Dumnezeu, ești obligat să intri într-o relație cu El. Nu ai A, B, C, care să le aleg. Doar A. Omul a fost creat să trăiască în relație cu Dumnezeu. Când privesc cerurile, lucrările tale, luna, stele, îmi zic, ce este omul? Ca să te gândești la El. L-ai făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu. Ai valoare în ochii lui Dumnezeu. L-ai încununat cu slavă și cu cinste. I-ai dat stăpânire peste toate lucrurile tale. Toate le-ai pus sub picioarele Lui. Crede-m în dimineața aceasta că Dumnezeu există și este real. Și El este creatorul tău. Și El ți-a dat viață. Și universul vorbește despre aceasta. Laboratorul vorbește despre aceasta. Dar în dimineața aceasta Dumnezeu este Cel care vine să-ți miște inima și care spune, cunoaște-mă, pentru că vreau să intru într-o relație cu tine. Nu mai trebuie să transpiri noaptea. Nu mai trebuie să-ți pui întrebări. Nu mai trebuie să plângi. Nu mai trebuie să stai în neștiință. De ce să riști? De ce să-ți riști veșnicia? De ce să-ți riști să nu trăiești o viață frumoasă? Pentru că Domnul Mândruț avea dreptate. Cei mai veseli, cu vacanțe cele mai frumoase, cu bunăstare, sunt creștinii. Și așa ar trebui să fim. Zâmbetul nostru ar trebui să fie o dovadă a existenței lui Dumnezeu. Vacanțele ar trebui să fie o dovadă a existenței lui Dumnezeu. Modul în care ne comportăm, în care ne integrăm în comunități, trebuie să dovedească că noi trăim ca și cum Dumnezeu ar exista. Pentru că El există. Și El te cheamă în dimineața aceasta să intri într-o relație cu El.